noi, ca și administrația locală, decât să vă vedem pe toți împreună. Și până la urmă, eu cred că succesul oricărui proiect constă în faptul că reușim să ne adunăm mai mulți în jurul acestui proiect. Nu prea am văzut proiecte care să fie realizate de o singură persoană. Sau, oricum, sunt proiecte mai mici decât cele în care se adună toată comunitatea. Noi lucrăm, cred că aveți 7 secții, cetatea... 9. Cu subsol, cu 9 să fie. Și înțeleg că săptămâna să mai dăm drumul la o secție, da? La muncă, la ORL sau undeva. Da. Ăsta este meritul societății civile care a reușit să ne adune și uitați că după modelul acesta încep să vină inițiative din interiorul spitalului și eu vreau să o felicit pe, eu zic Maria acum, da, dumneavoastră ziceți Dana, pentru inițiativă. Vedeți ce înseamnă când nu mai stați la rând să vă vină rândul și să vă băgați în față? Toată lumea v-a descurajat. Nu o să poți adune. Când ați auzit că trebuie sute de mii, ați zis, Dumnezeule, de unde să adunăm? Ați văzut că până la urmă s-a adunat. Așa se întâmplă și când ne construim o casă. Nu avem toți banii. Dar ne apucăm de ea. Și după aia Dumnezeu vine și ne ajută și o terminăm. Eu vă felicit pe toți. Vă mulțumesc.